Salutare, dragile mele! Bună seara tuturor celor care mă urmăriți! Bună seara tuturor celor care vă plac rețetele mele! Vin astăzi la dumneavoastră cu o rețetă nouă de cozonac. Un cozonac cu multă, multă umplutură și foarte, foarte pufos și delicios. Rețeta cozonacului va fi atașată și pe ecran și sub video. Mai întâi vom pregăti umplutura. Așadar, avem nevoie de miezi de nuci, zahăr, cacao și lapte. Amestecăm bine, bine toate ingredientele. Pentru acest cozonac, eu am folosit două feluri de umplutură. Amestecul de miezi de nuci și petale de trandafir în zahăr. Vedeți pe ecran ingredientele pe care le vom folosi pentru aluat. Laptele pe care îl vom folosi trebuie să fie cald, dar nu fierbinte. Chefirul trebuie să fie de temperatura camerei. Dacă nu aveți chefir, dragii mele, puteți folosi lapte acru de casă sau iaurt. Aluatul bine frământat, îl vom unge cu puțin ulei, îl vom acoperi cu folie alimentară și îl vom pune să se odihnească timp de 2 ore la loc călduț. Au trecut 2 ore și vedeți cât de puhav, cât de frumos, cât de aerat este aluatul pentru cozonac. Împărțim aluatul în 4 părți egale. Facem beluțe și lăsăm să se odihnească 20 de minute acoperite cu un prosop. Întindem beluțele, lăsăm puțin foile să se odihnească, după care vom modela cozonacul. Două foile vom umple cu miezi de nuci, iar două cu petale de trandafir.
împletit cozonacul și acum îl punem în tava tapetată cu hârtie și unsă cu ulei sau unt să se odihnească până își va dubla volumul. Plungem cu gălbenul de ou și puțin lapte. Îl presurăm cu petale de migdale sau mac și îl punem la cuptor pe 45-50 de minute la 180 de grade până se va lumini frumos. Nu uităm să preîncălzim cuptorul din timp. Iată așa arată cozonacul meu. Un cozonac cu multă umplutură, pufos, aromat și foarte delicios. Iar datorită împletiturii pe care am folosit-o, secțiunea cozonacului e cu un ornament foarte delicat. Dragile mele, m-aș bucura mult dacă ați pune un like, ați distribui rețeta și v-ați abona la canalul meu de YouTube. Lăsați în comentariu, vă rog frumos, ca să știu de unde mă urmăriți și ce v-a plăcut sau nu v-a plăcut în această rețetă. Pe curând!